A 27-a ediție a sărbătorilor Iașului a început astăzi și se încheie peste 8 zile, pe 15 octombrie, cu un concert și foc de artificii la Palatul Culturii. Târgul de toamnă are loc în perioada 10-15 octombrie, în zona din spatele halei centrale. Parcul de distracții va fi situat la ștrandul municipal din zona Cicoarei. Manifestările religioase încep pe 11 octombrie, la ora 6:30 dimineața, procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe 12 octombrie are loc pelerinajul Calea Sfinților, iar a doua zi se sfințește Biserica Sfântul Iulian din Tars, din campusul Tudor Vladimirescu. Pe 14 octombrie, credincioșii sunt invitați la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmată de masa pelerinilor. Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a pregătit să-și primească musafirii cu iconițe și flori. Vom strădui să le oferim hrană, un ceai cald, asistență mai ales. Avem anul acesta un grup de peste 100 de voluntari în care sunt implicați și preoți și laici. Ei se vor ocupa de pelerini de la momentul în care vin în gară sau în autogară, până la a îndruma, sunt anumite puncte de informare în oraș și de asemenea vor merge de-a lungul rândului, permanent vor fi acești voluntari și cel puțin doi preoți care vor merge de-a lungul rândului să stea de vorbă cu pelerinii, să-i întărească, să le spună un cuvânt de folos, pentru că sunt momente de așteptare care durează, se întind pe ore întregi și e nevoie de un sprijin. Pelerinii vor primi, ca și în alți ani, o iconiță, înfățișându-o pe Sfânta Parascheva și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și toate câte se cuvin a fi primite de la raclă, un pic de busuie, un pic de vată atinsă de trupul Sfintei. Pe 11, 12 și 13 octombrie vor avea loc spectacole de muzică populară în cartierele Tătăraș, Nicolina și Alexandru cel Bun. Seara Valorilor va fi organizată pe 14 octombrie la Primăria Municipiului Iași. Superconcertul Sărbătorile Iașului 2018 și focul de artificii vor avea loc luni, 15 octombrie, la Palatul Culturii.